Salutare, salutare, bine ați venit la un nou vlog, oameni frumoși. Ce să facem, e foarte frig afară. Deci, astăzi vom căra aceste lemne de aici din spate, le vom căra în dubă. Dubă avem aici, ce faci în ele? Uitați ce am picut, dubă avem aici, le băgăm în dubă. Cum și le ducem în partea cealaltă. Păi da. Trandafirii ăștia pe aici, îți vai de capul lor, uite, trebuie să le tai. Da, văd că a intrat apa prin ele, nu știu. Cred că celofanul ăsta e rupt pe undeva. Stai să întorc camera. Și gata, oameni frumoși, am întors și camera, mi-am luat și căciula în cap. Din ele, hai să mă ajut să le Scuze-mă, scuze. Deci nu știu dacă mi-ajunge lemnele ăsta, Iana. Cum să nu? Muncă toată. Muncă și el muncă. Toată ziua numai muncă. Hai, ia și pe acolo, să trecem și hai să-l dăm cu ele în dubă. Deci tot ce am avut acolo în față, le-am terminat. Am terminat lemnele de acolo din față și acum am ajuns la ăștia. Deci am consumat de acolo jumate din octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie. Uf, și mai e februarie, martie și aprilie, 3 luni. Nu știu dacă mi-ajunge ăștia 3 luni. Hai, ne le ia câte două. Bagi în dubă. La muncă toată ziua. Bă, oameni frumoși, cum am zis și pe live-uri. Bă, dar nu știu, bă, de unde. Bă, se găsesc, bă. Bă, pe fiecare care se fac să zice. Dar parcă nimic nu-i făcut. Iată nici la mine. Pe fiecare zi. Poți să evite să faci câte ceva. Poți să găsești să faci câte ceva. Ăștia sunt mai buni și mai groase pentru centrală. Treaba știți care e? Că dacă nu mi-ajung lemnele ăștia, am pus-o rău de tot. Pentru că centrala mea e cu gazificare și trebuie lemn uscat. Așa s-a uscat, că se lasă vară. Ia și care putem pune un trăș. Hai câte unul tu așa, ușor, ușor, ca să mă ajut și mine. Da, mă, da. Pe mine mai vede. E distanță mare de aici și până la centrala cealaltă și mai bine le car cu duba. Și le las acolo, le chitez lângă centrală, ca să-mi fie mai ușor. Te ghizezi, dar bă, multe fac, cine au munca, au lemne. Ce ghizezi, fac cu pachet. Hai, te mă ajut acolo la pachet. Cum să nu? Vai, vai, vai. Cum, la voi e frig așa? Aici ați minut 5 grade. Iată, o bag la spălat după aia. Frig, bă, frig. Oare mi-ajung, mă, mie lemnele astea? Nu cred. Chiar nu cred dacă mi-ajung. Ia câte două lemnele așa. Tu n-ai mânuși? Nu, mă, bă, nu, unde-i mă pereche? Eu și-o am pereche. Păi, dar nu știu, unde-i perechea cealaltă? De-n cameră. Nu, alea sunt de iarnă, nu le-i pe alea la muncă. Dar mai era o pereche de muncă. Nu, mă, bă, mutule. Atunci lasă că le fac eu, hai, ia așa ușor. Haideți, oameni frumoși, că după aia revin și vă arăt unde le chitesc și ce le fac. Și între timp, mai mâncăm și ceva, mai bem o cafea.
Am poftă la o șunculiță cu ceapă. Bă, oameni frumoși, am revenit. Am luat un sfert din ele de acolo. Ia uitați. Și acum le chitesc lângă centrală aici, la scuteală, ca să le am la îndemână. Se bag în centrală, să mă duc la partea alaltă. Atâta drum după lemne. Ăștia cred că mi-ajung două săptămâni, o săptămână, două, sper. Nu știu, chiar vreau să fac un calcul să văd dacă pot să ies din iarnă cu ele. Haideți să întoarcem camera. Hop, așa, și aici. Aici le chitină pe frumos așa lângă centrală ca să se rog de aici și fac, băgăm în centrală, fac, pune jos din ele, pune jos acolo. Așa. Nu mai intru partea așa ca să nu, să nu încurcăm circulația. Bă, o am drăguit. Trebuie să stau puțin jos. Am dat la pasata azi dimineață la cheie de la am obosit. Și ce credeți? Nu mai pornea, n-am mai pornit deloc. Am dat până am terminat bateria și am luat bateria și am pus-o pe sursa de la centrală. Pe redresor ca să, să o încarc, să văd dacă se încarc gestul. E terminată, e varză bateria. Da, bă, oameni buni, ce să vă mai zic? Asta e. Vrei, nu vrei, trebuie să bucești, să trăiești, să-ți faci ce trebuie, dar parcă mi s-a luat nevă de tot. Pe fiecare zi, bă, găsești, mă, câte ceva să faci. Găsești că ai terminat? Gata, am terminat cu munca, am făcut ce am avut de făcut. Te pui la somn, te trezești de dimineață. Bă, tot găsești, mă, ceva. Bă, dar nu știu de unde, n-am pomenit așa ceva. Băi, nu știi de unde. Apare, imposibil să n-apară de ceva de făcut. Apare. De-abia știu să treacă iarna asta, pe cuvânt. Mi s-a urât cu, cu frigul ăsta, cu lemnele, cu focul. Scoate cenușa, fă-i focul. Nu sunt lemne în centrală, du-te, bagă lemne. Spate și așa, bine, nu mă fai teoria asta, dar ți se ia până la un moment dat. Știți ce zic? Dacă mă înțelegeți. Ți se ia. Treaba grozeavă e că cred că nu ajung lemnele. Băi, și am consumat, fiți atenți. Noiembrie, decembrie, ianuarie. 12 metri cubi. 12 metri cubi. Și dacă ține frigul februarie, martie și aprilie, deci mie clar mai trebuie încă 12 cubi de lemne. 12 cubi nu, dar 10 cubi da. În partea alta am 6 cubi. 5-6 cubi. Deci nu mi-ajung. Deci cred că cu lemnele ăștia până în... până în martie. Pe la jumatea lui martie. Hai! Nu trebuie să facem ceva. Vorba multă sărăcia omului, așa că... Haideți să mai, să mai cărăm din lemne. Între timp mergem la, la maică mea să vedem... Ce ne pregătește astăzi de haleală? Că deja au început să bată tacheți în stomac, pe cuvânt. Hai să mai cari niște lemne. Bine, să mai cari niște lemne. Să le cari de-aia pe toate odată aici. Să vă arăt la final după aia. Haideți să vă arăt cum încarcă bateria. Asta e sursa, uite, vedeți? Că bagă, încarcă bateria. E la moartă. Deci era varză bateria. Așa că... Sper să o facă full și să-mi pornească mașina. Că altfel am pus-o, decât să mai dau și banii pe baterie. M-am dus naibii. Haideți la maică mea să vedem cine pregătește astăzi de haleală. Am venit la bucătăria. Ia să vedem. Ia amestecă aici să vedem ce a făcut aici. Mâncare cu, cu avem mazăre, pipote. Da. Cu pui. Mamă, ce bine arată. Și acolo ce a făcut? O sărăzamă. Aoleu, ciorbă de, de pui. Aia e pentru tine la regim, da, nu? Da, pentru mine la regim. Vezi dacă e Pamela răcită, că nu vine să te ajute. Nu vine, bolnavă. I-ai luat și tu pastile? I-am luat. Eu car la lemne acum și după aia vin să halez. Acum vine cine pastile pentru mine? Pentru tine? Da. Pentru tine iau eu. Apoi câteodată. Câteodată? Mă las să mor. Mamă, deci de-abia... Cum să te las să mori? Așa păi, bine. Doamne ferește, nu mai zi așa. Că nu te las. Eu pe tine, uitați și bine arată asta. Deci pe bune, băi oameni frumoși, e senzație. Deci e senzație, tupănița asta, de-abia aștept să duc. Deja am o foame cât casa poporului. Dar până, până se gătește aici mâncarea, eu mă duc să... Nu e trat treabă. Mă duc să mai cal la lume. Dacă muncesc, mănânci. Dacă nu, nu mănânci. Deci suma dacă muncesc. Da. Mama e de muncă, că muncesc pe fiecare zi. Mănânci. Da? Așa trebuie. La o casă. Trebuie muncă multă. La o casă. Deci la o casă de oameni trebuie muncă multă, nu? Da, muncă multă, care să-mi ia. Păi,
prea muncim noi așa mult. Dar ce să facem? Asta e. Păi și la o casă, dacă muncești, ești slugă? Da. Ia o priște aia. Spune și mie, la o casă, la casa ta, dacă muncești, înseamnă că ești slugă? Da. La casa ta. La casa ta. Trebuie să muncești. Așa să facă o casă să ține cu muncă. Fără muncă nu se ține, nu? Nu poți să ține nimic fără muncă. La muncă să ține ca tine și bani. Deci e slugă la tine acasă, nu e slugă la cineva. Nu la cineva, la tine acasă. Trebuie să faci totul tău la casă. Ăsta e rostul cășii, care îl face toată lumea, nu? Toată lumea. Totul. Foarte bine. Deci atunci tu fă aici la bucătărie, că mă duc să car la lemn, că mai am puțin de chichit. Și după aia vin să rup tigaia aia în două. Ați auzit, bă, oameni? După aia se cum? Se încheșuri. Să mă însor? Da. Păi ce să mai mă însor? Mă duc genere în casă. Plec în America, în Canada, în Australia, în Germania. Văd de unde mă duc. Nu vreau acolo. Nu vrei acolo? Nu. Vrei acasă la tine aici, să mă însori? Am mine acasă. Gata, lasă, că ne sunăm la vară. La vară. M-a luat cu însurătoare aia. Ați văzut? Hai să mai... să mai cărim din lemne. Am mai luat ceva din dubă. Ia uitați. Lichitesc acum acolo și după aia revin să mănânc din... bunătatea aia de mazăre, pe bune, deci știi cum era, cum arăta mazărea, mamă, și un miros demențial. De-abia știu deja, a zis, mi s-a făcut o foame de numa. Hai să ne apucăm la treabă, rămâneți alături de mine, oameni frumoși, nu uitați să dați un like, să activați și clopoțelul și, bineînțeles, dacă aveți plăcere să vă și abonați. Rămâneți aproape că revenim să vedeți cum iasă tucănița aia. Și să vă arăt la final cum am aranjat lemnele și ce am mai făcut pe aici. Oameni frumoși, am cărat și lemnele, o parte din ele, până să facem mâncărica. Ia uitați. Deci am adus ceva. Ceva am cărat. Acum așteptăm mâncarea. Iată, s-a închidit aici lângă centrală ca să le am la îndemână. Oricum ce am făcut aici, în garajul ăsta, unde e centrală, dezastru. Cenușă, mizerie, de la lemne, măturat, curățat tot timpul. Ia uita, și cenușa pe centrală trebuie să o curăț și pe asta, iar acum să o șterg. Dacă scot cenușa de afară, se umple tot pe aici. M-am gândit să-mi iau un aspirator pentru cenușă. Da, poate mai târziu. Poate la anul, că anul ăsta mai slăbuț. Sau mai răluț, că e mai drăguț. Inele, mulțumesc frumos că m-ai ajutat. Mulțumesc, bosule. Acum așteptăm tocănița. Okay. Să se facă tocănița. Haideți să mâncăm și noi, să vedem ce a făcut maica mea de... adică cum a ieșit tocănița aia. Da, ea tot timpul mă critică și îmi spune lasă că munca e bună. Bă, n-am treabă, că eu nu mă plâng pentru muncă. Dar na, uneori e greu. Îți mai trebuie o mână de ajutor. O mână de ajutor chiar e ce trebuie. Deci chiar e ce trebuie. Asta e. Haide să mâncăm și noi acum, că deja am o foame. Hai să vedem dacă s-a făcut o tocănița. Așa, am revenit la mâncărica noastră. Ia uite și voi, mamă, cum arată mazărea asta. Cum e, bună? Bună. Tu și cu patrona de la asta, hai, arătiți. E bună. Ia uite și voi, deci e demențială, oameni buni, tocănița asta. Acum am venit să mănâncă, am muncit, nu? Da, ai muncit. Deci da. Cine muncește, mănâncă. Cine nu? Cine nu, să uite. Să uită? Da. Păi unde e Inel? Că Inel a muncit cu mine, săracul. Să mă duc să-l chem să mănânce și el cu noi. Da. Așa că, oameni frumoși, vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit pe acest vlog. Mă bucur că sunteți alături de mine. Transmite-le și cu sănătate multă la oamenii ăștia frumoși care sunt alături de mine. Sănătate să aibă la mine. Sănătate, bucurie, felie și tot. Sănătate, să sărească toată lumea. Să Doamne. Fie sănătos și vezi. Doamne ajută. Sănătate la toată lumea. Nu uitați, oameni frumos, să apăsați butonul de like, un comentariu și o abonare, bineînțeles, dacă vă face plăcere. Sănătate maximă și putere de muncă la toată lumea.